Programare în Scratch, partea a doua. În cadrul structurii liniare, o secvență sau un set de instrucțiuni se execută o singură dată de la prima până la ultima instrucțiune din șir. Exemple. Scrieți programul care realizează proiectul din imagine. Folosiți decorul fermă și atașați sunetele X personajului găină, Dog 2 personajului cățel, Horse Gallop personajului cal. Selectarea și prelucrarea sunetelor se face prin acționarea opțiunii Sunete. Iată scriptul care realizează fundalul sonor atașat personajului găină. Iată scriptul atașat personajului iepure de câmp. S-a folosit efectul mozaic, ce a pornit de la valoarea 0 și a crescut la valoarea 25 în mod repetat. Iată scriptul atașat personajului căluț. De asemenea, am folosit efectul mozaic și am atașat un sunet adecvat și iată și scriptul atașat personajului cățel 1, care se multiplică prin efectul mozaic și care folosește în mod repetat sunetul adecvat lui. Programul este deja scris. Iată scriptul personajului căluț, scriptul personajului cățel, scriptul personajului iepure de câmp. Pentru prelucrarea sunetului dog, am ales din galerie lătratul specific pe care l-am duplicat cu copiază lipește. Ne întoarcem la cod, la program, la script. Structura liniară, sarcină de lucru 1. Scrieți un program care evaluează expresia E egal cu A înmulțit cu 2 plus B înmulțit cu B. Observăm că pentru a calcula valoarea expresiei, va trebui să cunoaștem, să citim, să introducem ca date de intrare în problemă valori pentru variabilele A și B. Acest lucru este posibil cu ajutorul blocului interactiv întreabă. Iată, l-am folosit pentru a citi, pentru a memora datele corespunzătoare variabilei A și variabilei B. Rezultatul este afișat cu ajutorul blocului spune din categoria aspect. Sarcină de lucru 2. Scrieți un program care calculează câtul împărțirii unui număr oarecare la 10. Ce reprezintă câtul acestei împărțiri? Dar restul împărțirii. Rezolvare. Am folosit funcția partea întreagă din câtul împărțirii numărului la 10. Privind datele și rezultatele, putem
concluziona astfel. Pentru numărul 732, câtul este 73 și reprezintă numărul inițial din care s-a decupat ultima cifră, iar restul este 2 și reprezintă ultima cifră din număr. Sarcină de lucru 3. Un număr are două cifre. Scrieți un program care calculează suma cifrelor sale. Rezolvare. Numărul este considerat cuvânt. Prin urmare, cifra 1 din număr este litera 1 din cuvânt, iar cifra 2 este litera 2 din cuvânt. Tema pentru acasă. Indicați categoriile din care fac parte blocurile din imagine. Indicație. Blocul când se dă click pe steagul verde aparține categoriei evenimente. Vă mulțumesc!